Maggie. Nu, stai puțin, stai puțin. Nu. Nu. Nu, în primul rând, cred că n-am vorbit suficient despre această fată. Da. Mie îmi place această Maggie de mor. Aici o fotografie cu Cosmina Stratan, actrița româncă, și Marion Cotillard. După aia le ai și separat ca să le vezi rochile full, dar... De ce să le-am separat când ele sunt superbe împreună? Păi, sunt superbe împreună, dar vrei să spun ceva, chiar seamănă. Rochile. Să știi că sunt foarte... Da, au ceva. Au ceva. Trăsături și nu știu... Măi, mie Marion Cotillard îmi place la nebunie și nu pot să spun, Domnica, ce pasiune am pentru ciorapii din mătase, transparenți, da, purtați pe un picior cu genunchi osos. Nu pot să spun ce pasiune am. Dar ce proiect ținut asta? Să-i arăt, o să o vezi mai... Dar vreau să știu claciul Cosminei Stratan, cum este el găvâzdit. E un claci din textil? E un claci, cred că, din ceva cu perle, cred, cu să perle. Știi. Da. Rochia e foarte frumoasă, am văzut-o, rochie lungă, oricum rochie felicitări pentru rochia pe care ați propus-o pentru Cannes. Și vreau să spun că, uite, acum mi se pare că punem cu adevărat produsul într-un context, pentru că o văd lângă Marion Cotillard, care este negru. Sunt un fel de white son, de lebăda albă, lebăda neagră, și funcționează foarte bine. Deci dacă nu știam ce e rochia asta, puteam să spun că rochia asta poate să fie orice. Și asta mi se pare tonic și mi se pare fresh și bravo. Total diferite, în același timp nu atât de diferite până la urmă. Mi se pare total diferite, dar hai să le vedem. Există o chestie omogenă în tipologiile lor. Le vedem și separat. Dar da, ținutele zic că sunt foarte diferite, mm-hmm, știi? Da. Hai că ajungem la ele. Nu chiar acum. Că n-are sens să le caut. Vrei să le caut? Nu, atunci o să ajungem la ele. Dar când ajungem la ele? Păi în câteva minute, după ce treci de Tilda Swinton, care este superbă. Superbă, mi-a plăcut cealaltă și mai mult. Asta e în Chanel. Dar e foarte, nu, e de o eleganță sublimă. Uite cum stă de mai corp, multe uite ori. Pantofii, uite, nu, a avut mai multe seri, mai multe apariții. De exemplu, la filmul lui Mungiu, aia mi-a plăcut cel mai mult ținuta în care a fost îmbrăcată la filmul lui Cristian Mungiu, care s-a difuzat sâmbătă la Cannes și se numește Remene, de-abia aștept să-l văd. Are premiera pe 2 iunie în București. Și am auzit că e extraordinar și are critici foarte bune. Zi de rochia asta, te rog, despre rochia asta. Îmi place. Dar ce nu-ți place? Că ești, da, îmi place. Nu, îmi place, am eu o stare cam proastă azi. Îmi place rochia. Îmi place Tilda. Pantoful este superb. Nu, mie mi se pare impecabil. Dar n-am ce să spun, e o eleganță rafinată, minimală, with the twist, suficient de luxoasă, suficient de ascuțită. Mi-a plăcut la nebunie Isabelle Huppert în Balenciaga, pentru că îmi place de fapt Isabelle Huppert, nu neapărat rețeta aia Balenciaga. Da. Te rog, uite, aici mă enervează un pic o afiura de găinușă moțată, dar mă rog, ei se potrivește. Mie mi s-a părut amazing ținuta asta. Da, ținuta este amazing, dar mă enervează puțin, mă enervează, e mult spus, mă agită un pic moțarea. Da, măi, nu știu, mi-aș amintea. Nu, stai puțin, mă enervează așa... moțarea. Nu mă enervează moțarea, da. Până la urmă e în felul ei de a fi. Adică e coafiura care a consacrat-o, care vine superb. Acum nu-i caut nod în papură Tilda Swinton. Ce încerc să spun este că mi-ar fi plăcut să fie un pic mai potolită. Se pare prea neelegantă ținuta pentru nu, covorul nu, roșu? Nu, deloc, mi se pare deloc, că... neelegantă, nu, deloc. Da, știi că e mai minimalist, e totuși o rochie cămașă, dacă te uiți. Nu contează, este superbisimă. Superbă, este da, superbisimă. Și mie mi se pare, Doamne, ce bine, trebuie să ai silueta Tilda Swinton ca să poți purta genul ăsta de blazer rochie. Blazerul tradiționat cu rochie lungă nu vine bine cuiva care e... Și în general androginul ăsta, n-ai cum să-l faci decât dacă și... Trăsăturile tale merg către așa, direcția aia, că dacă vine Monica Bellucci îmbrăcată așa, s-a terminat. Măi, nu, da, Sharon Stone în Dolce Gabbana. Nu, nici mie nu-mi place. Și vreau să spun că Sharon Stone a avut în ultima perioadă niște apariții superbe, dar rochia asta nu-mi place absolut deloc de faianță din aia pe care o găsești în Italia, știi? E stilul lor, de tiles, știi, mozaicul ăla, dar nu din Italia, da. Nu. Părțile astea, da, Sicilia, părțile astea stânga-dreapta ca un fel de crinolină decupată. Mergea la Met Gala asta mai degrabă. Nici măcar, de fapt, știi ce mă agită de fapt, Domnica, imprimeu. Nu are eleganță imprimeu. Și nu are eleganță imprimeu și vreau să spun că și intenția asta e crinolină, nu știu, iar pare că are ceva neterminat și aici. Nu ți se pare că e o neterminare, o nefinisare și albastru cu alb, așa pe un... În schimb, ea e superbă. Coafura, fața, zâmbetul, uite osatura, uite, știi? Foarte frumoasă. Dar nu, ceva nu-mi place nici mie
cred că nu-mi plac imprimeurile pe covorul, mi se destul de elegante imprimeurile în general. Mm-hmm. Prefer rochile uni. Când e vorba despre covor roșii și spre... Bine, acum depinde de imprimeu, dar... Da. Eu n-aș pune imprimeu pe covor roșu, nu știu de ce, în general. E aici tot în dolce? Da. Tot ce lăsăm, tot în dolce gabana. Nici asta nu... Nu, știi ce se întâmplă? Uite-te puțin la sandale. Da. Doamnelor, aceste sandale de seară, care au o mică platformă, mie nu-mi plac absolut deloc. Nu, nici mie. Adică, avem varianta, nu știu, unei sandale cu platformă, nu știu, cum ar fi Gucci, de exemplu. Uh-huh. Știi? Adică îți asumi o platformă cinstită, mă rog, vizibilă, extrem de vizibilă, sau talpa care impune o eleganță oarecum clasică. Chestia asta, platforma asta e 2-3 cm, mi se pare imposibilă. Da, urâtă. Neelegantă. Dar nu știu ce să zic despre roche. Teoretic, n-am ce să zic. Teoretic e o roche foarte practic, potrivită pentru foarte covorul mult. Roșu, da. Dar ceva nu-mi place. Și nu ce îmi place la nebunie, textura, coafiura ei. Coafiura ei e superbă, da. Și cercei îmi plac, îmi place, da. Cum îi vine cu cercei, cu ruj roșu, machiajul. Dar nu știu de ce, nu știu. Și de ce eu cred că eu personal pe ea o vedeam mult mai minimalist-o. Da, masculino, știi? Da. Că de fapt, cred că ăsta e stilul ei și am văzut-o totdeauna așa. Mm-hmm. Și acum o vedem total diferită și uite că nu ne mai place mai mult. Da. Da, nu e o apariție greșită sau ceva. Să știi. Sandalele mie nu-mi plac. Mi se par o alegere greșită. Și urât degetele. Da. E prea îngustă. E prea îngustă talpa, da. Hai să că acum am... Da, Sara Sampaion, Zuhair Murad. Nu-mi place deloc. Nu-ți place deloc? Nu, deloc. Deloc? Deloc. Deloc, deloc? Chestia aia acolo de perdea de laborator de biologie care se adună la spate, trena adică. Mie nu-mi displace, ai să râzi. Nu-ți da. Jur, are ceva sculptural. Teoretic uite îmi place... Uite de cum ai făcut corsetul. Teoretic băi, îmi nu... place stacojiu, mă rog, roșu ăsta place care merge spre cardinal. Place roșu ăsta, are o eleganță. Dar nu-mi place trena absolut deloc. Și mi-am dat seama că de fapt mie nu-mi plac trenele și de fapt mai este o chestiune, nu-mi place nimic. Din zona asta care trimite către neoprințese care așteaptă ceva, nu știm ce. Da. Combinația de prințesă cu puțin adică elemente de amazoană, de warrior, știi? Nu știu, e o combinație care nu mi-a plăcut niciodată, niciodată. Prințesismele astea, trenele, oricum chestia asta o am și la mirese. Obsesia asta a lor pentru crinoline, trene, nu știu ce nu știu unde se văd în primul rând, adică nu știu de unde pleacă această obsesie. Cred că din copilărie, cred că de la Disney de fapt, Disney care a distrus generații. Da, ce v-am place? Eu nu cred că îți place. Îți place de ea, îți place poziția, îți place statura, îți plac umerii. Îți place culoarea, da, aici. Îmi place. Uite-te puțin aici jos. Ok, sunt de acord cu trena, nu e cea mai potrivită. Perdeaua din laboratorul de biologie. Naomi Campbell. Nu-mi place deloc, am văzut de vreme. Da, de ce? În primul rând că nu-mi place poziția, nu-mi place capul și a făcut ceva la față. Din nou ne confruntăm cu această tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ia, și cu obsesia asta. De 20 de ani. Arată 20, nu are 20 de ani și nu știu, sânul ăla care nu-mi place. Nu, nu-mi place chestia asta, stripe-ul ăsta aici care strivește volumul, un sân. Nu are siluetă suficient. Nu are siluetă, talia, mi se pare, okay, ea e înaltă, sus. Pare scundă, da. Nu știu, se întâmplă ceva care nu avantajează. Da. Deloc. Talia e prea sus a rochei, după părerea și mea. Și ea e într-o mirare stuck in an era, știi? Da, a rămas în... Ce are la gât, te rog. Wow. Da. Nu știu ce. Staua Africii. O bișterie superbă, sincer. Mie nu-mi place rochea. Și nu-mi place decupajul care vine pe sân. Sânul e prea mare pentru genul ăsta de decupaj. Genul ăsta de decupaje le purtați de bretele, de ce vrei tu. În momentul în care sânii nu sunt voluminoși, da. Nu am un bus foarte generos. Măi, ba da, e suficient de generos cât să mă deranjeze chestia aia acolo. Dacă îl punea Tilda Swinton, ar fi avut un alt efect. Da. Despre asta e vorba. Nu, și oricum nu-mi place ținuta. Nu spun absolut nimic. Marion Cotillard la fotocol aici, tot în roche Chanel. Ce spui despre acești bocanci? E foarte franțuzească apariția. Da, este. Aveam este. Un parfum mai de mult de la o casă franceză. Vai Dominica, ce lapsus am. Am și cunoscut, l-am cunoscut pe owner și am și stat cu el de vorbă, am flirtat gros ieri, a fost o discuție superbă despre Murakami acum câțiva ani de zile la aeroport la Otopeni. Nu, am stat amândoi efectiv vreo 3 ore jumate de vorbă, pierdut de tot. Ai ce înseamnă, avionul? N-am pierdut nimic nici el, dar am stat 3 ore jumate, ba da, dragă, chiar plecam atunci. La Premidium Fond se numește parfumul, după amiaza unui faun, e evident un omagiu, și miroasea, mă duce cu gândul la o scrumieră plină, știi, uitată undeva pe o masă într-o braserie pariziană. Asta nu înseamnă că are o conotație negativă, din contră.
La asta mă duce cu gândul și Marion Cotillard, care oricum foarte fumează superb. Am văzut o fumând și fumează superb, foarte franțuzoaică, da. Și nu mă deranjează asocierea cu Bocanci. Deși poate, nu știu, pentru mulți pare o chestie mult prea laxă, neelegantă și nu știu ce. Era o poză de zi, era un o ținută oarecum de zi, dar with a twist. Mi se pare definiția unui tip de eleganță pariziană. Da. Și o poartă foarte nonșalant, rochie cu paiete, mă rog, nu paiete. Faptul că nu și-a țopit părul printr-o coafiură inutilă, pentru că revenim la sectorul... La sectorul. E adorabil, oricum, o ador. Și am văzut-o la un eveniment Chanel, Maurice, la un dinner la care am fost, am văzut-o, a venit... Așa drăguță și normală, cu zâmbetul pe buze, a dansat. Bineînțeles că era drăguță și normală, pentru că ăsta este apanajul oamenilor inteligenți. Și în general, cu cât vedeți mai multă importanțeală la cineva și mai multă înfoiere de aia tip găinușă, cu atât știți că acea persoană este mai țoapă, mai inutilă și mai impostoare. O femeie inteligentă, o femeie splendidă, o femeie smart, o femeie relaxată va fi relaxată, va fi drăguță, va zâmbi. Ion Cotillard este superbă. Sublimă. Uite-o din nou, că am ajuns acum, că de asta n-am vrut să comentăm în prima fotografie, pentru că aici îi vezi lemnești. Și pantofii, ce... Uite, nu, e superbă. Cu toate că... Nu, ce? Cu ținut, nu, mă gândeam, ținuta asta nu e prea... prea cum? Prea puțin glamour pentru covorul roșu? Deloc. Așa m-aș îmbrăca și eu. Da, dacă aș vrea. Mi se pare superbă. Nu, și mai e o chestie. Și rujul cu mai afiura. E o chestie. Da. Nu e de demonstrat nimic. N-are de demonstrat nimic. Asta este și motivul pentru care nu o să auzi niciodată că Marion Cotillard se combină cu un oligarh rus. A se vedea cazul Naomi Campbell. Pe borfoi vechi care n-a vrut decât niște conturi și a luat-o ăla în trei vacanțe sau moimit sau nu știu ce. Nu o să vezi niciodată la Marion Cotillard la gât nici Steaua Africii. Nu o să vezi tipul ăla de borfisme ieftine de... Nu o să vezi. Da. De asta Marion Cotillard e Marion Cotillard și arată așa și Naomi Campbell... Nu, da, te rog, uite-te machiajul, ce finețe, uite rujul. Nu, tot da, n-am ce să comentez, e impecabilă, nasturi, imperială. Imperială, imperială, pur și simplu. Maggie, nu, stai puțin. Nu. Nu, în primul rând, cred că n-am vorbit suficient despre această fată. Da. Mie îmi place această Maggie de mor. Și mie. Și frasul. Foarte mult. Și frasul. Într-o seară, acum câteva seri domnică, eram în pat. Așa. Și, la nu, înainte să mă apuc să citesc, am scrollat un pic pe Instagram. Măi, și nu știu, urmăresc un profil, un profil de revistă din America sau ceva, nu mai țin minte. În orice caz, dau peste un interviu cu frasul. Era o chestie video. Măi, domnică. Pur și simplu mi s-a părut că are profilul perfect de soț, dar ascunde ceva. E filmul ăla american prea perfect. Cu siguranță ceva se întâmplă acolo. Prea frumos. Are bani, casa perfectă, familia perfectă, privirea, nu? Privirea. Ceva acolo se întâmplă, n-are cum să fie... Mi-aș dori să cred că e perfect, că e perfect, dar nu cred în perfecțiune. Da, nimeni nu e perfect, Maurice, ce vorbim. Dar el, la look și la cum arată și aia... Deci îți place și ție. Da, foarte. Mai bine, da. E nenorocire acolo. Nenorocire. Da. Și ea îmi place la fel de mult. Ea nu e de frumoasă pe cât e el ca bărbat, neapărat. Nu, are ceva, în primul rând, foarte retro în imaginea are asta. Ceva, în tot timpul are o tristețe retro. Care mi se pare extrem de seducătoare. Tunsoarea asta scurtă, măi, decența cu care știe să poartă o ținută de seară, pentru că, doamnelor, asta este definiția de ținutei de seară. Da. Definiția. Zero vulgaritate. Cu toate zero de foarte decoltată, rochia. Bineînțeles. Dar, rujul, nuanța rujului, paloarea, dramatismul, eleganța și supremă. Și a pus un colier pe acest decolteu. Bineînțeles, știi? Vezi Naomi Campbell cu Steaua Africii la gât. Adică e super decolteu, fără colier, puțin, se vede puțin sânul, în schimb are niște cercei discreți cu diamant. Foarte frumos. O ador. Da, impecabil. O ador pe această Maggie. O ador. O știi? Da. Marinca Burlădeanu. În 5 PM? În 5 PM, îmi place la nebunie corsetul. Știi ce nu-mi place aici, pantofii. Nu? Pantofii. Nu. Ce? Tatuajul. Da, tatuajul femeii. Să știi că mie nu-mi displace. Dar ce? Eu vreau... Macrina, mie pantofii, aș fi pus o pereche. Ea poate intra în dialog cu noi, Macrina? Acum? Da, nu știu, acum, acolo când vrea, nu știu, în general. Nu știu, putem să o sunăm, dacă vrei. Nu să o sunăm, dar crezi că poate intra în dialog cu noi, pentru că aș vrea să-mi spună Macrina, uite, fetelor, în primul rând sunteți actrițe. Asta e o chestie foarte importantă. Unul la mână, gândește-te, Cher Macrina, cum va arăta tatuajul ăla peste câțiva ani de zile, când nu mai ești în floarea unei tinereți. Pentru că un gen de tatuaje după o vârstă mi se pare că arată oribil. Doi la mână, te limitează foarte mult, Cher Macrina,
la roluri, pentru că e o chestie atât de pregnantă încât nu putem, nu ne putem face că nu observăm o femeie care are umărul acoperit, sufocat de acest tatuaj. Adică trebuie să fii conștientă că el te limitează în primul rând în carieră. Doi, trebuie să fii conștientă că genul ăsta de tatuaj pe umăr nu se potrivește cu bijuterii de seară, așa cum ai aici la gât acest superb colier, și ar trebui să apelezi la tehnologie, sfatul meu, părerea mea personală, și să renunți la acest tatuaj. Păi cum, ba da, pe ești actriță. Mie nu-mi displace. Tu trebuie să fii ca o pânză, fetiță, ca o pânză albă pe care un regizor să pună chestii și tu, pentru că ești o actriță talentată, să știi să le primești. Păi dacă eu vin tatuată, piercinguită, ce-am făcut, ce mai fac? Trebuie să faci actor, nu? Bine că nu m-am făcut și oricum bine că n-am trecut prin școala românească de teatru și film, prin gluma aia ordinară, misogină, homofobă pe care aș desfința-o ieri. Să nu mă enervez, Domnica, te rog. A și pus și eu pantofi albi. Pantofi a și pus albi. Sau niște sandale, da. Nu, pantofi. Da, pantofi albi a și pus. Sau sandale. Da. Dar e o fată foarte drăguță. Foarte drăguță, e foarte frumoasă. Măi, da, seamănă cu Marion Cotillard. Da, seamănă cu pe Marion Cotillard. Pe bune seamănă. Da. Are ceva. Și are o relaxare și ea, nu știu, are un firesc. Da, are un firesc. Care îmi place da, foarte da, mult. Da, bravo, da. Macrina. Da. Și stă superb această țintă Five PM. Da, ați avut o prezență la Cannes, nu ceva incredibil, o vizibilitate fantastică, da. Bravo. Kristen Stewart. Măi, nu, stai că am văzut să-mi imaginea, e ceva ce nu-mi place aici, Domnica, nu-mi place fusta. Știi de fapt care e problema? Mie nu-mi plac fustele în colț, chestiile în colțuri. Și chestiile în colțuri cu pantofi stiletto. Are sens ce spun? Da, are sens ce spui. Nu, înțeleg foarte. Mie nu-mi place culoarea. Dacă era neagră, același da, model, măcar, dar să fie neagră. Măi, dar chestia asta, uite aici, asta. Da. Auzi, ar fi niște pantaloni, poate? Nu, oricum ar fi, nu mă omor. Și nici asocierea cu topul. Topul care sunt convins că are o lucrătură divină. Nu, topul e superb, sunt știu. Sunt convins că e superb. De asta zic că îl vedeam cu ceva negru în jos. Uite, eu vedeam topul ăsta cu un pantalon cu o talie foarte înaltă, da. Impecabil, cu o sandaletă că de seară. Și are o siluetă superbă. Da, e, bine, normal că are. Auzi, e foarte Caterinca, domnul din spate, da, cu ochelarii albi. Da, ochelarii aia de sport, super da, sporty. Mi se pare foarte Caterinca. Și mie mi se pare superb. Da, e o ținută, mă rog. Da. Nu foarte inspirațională, dacă mă întrebi. Da. Cum era Marion Cotillard, tot în Chanel. Da, topul este superb, crede-mă, topul este divin. Dar vorba ta, dacă era cu niște pantaloni negri de aia, cu talie înaltă, sau chiar și... Sau măcar fusă să fi fost altă culoare. Să fi fost altă culoare, neagră, altceva, nu vedeam. Da. E puțin prea... Sau un bleu nuit, foarte închis. Da, un bleu marin. Care e specific Chanel. Giuliano. Sunt prea scurs pantalonii și pantalonii, vezi că au pantalonii, pantalonii au manșetă. Da. Sunt prea scurți și vine și bareta peste gleznă. Sigur că ea are glezne subțiri și frumoase și că nu se întâmplă acea tăiere a piciorului. Pe mine mă deranjează pantalonul cu manșetă, Domnica, atât de scurt cu bareta peste gleznă. Mie nu-mi place chestia asta aici deloc. Și este prea lungă această redingotă la spate. Asta voiam să spun. Pe mine asta mă deranjează, că e prea lungă redingota pentru cât de scurt sunt pantalonii. Da. Vrei să spun ceva? Mi-a plăcut tot timpul râsul Juliei Roberts. Da. Are un râs, măi, superb. Are un râs plin, carnal, firesc, părul. Nu știu, e foarte, nu știu, are o energie. Da. Îmi place mult energia ei. Și nu te n-ar fi greșit dacă pantalonul era mai lung și era un pic mai scurt. Da, și eu zic și... E o chestie de proporții, dar nu. Uite, uite cât de frumoasă foarte e. Foarte frumoasă. Nu, și părul ăla e impecabil, care așa e. Și gura aia mare, nu știu, râde cu toți dinții, are o energie. Îmi place la nebunie. Da, și mie. Aș vrea să o văd live, n-am văzut live. Uită. Mai, fetelor. Mai ții minte când am făcut interviul cu Isabel Huppert la ambasada Franței? Da. Super. Am fost cu Ana și mi-era așa o frică, nu știu, aveam emoții. Păi normal, când te vezi cu Isabel Huppert. După aia ne-am relaxat amândoi. Dar vreau să te întreb ceva. Acum ne place verde. Bine, nu e același verde ca... Îmi place. Acum, nu e același verde ca în prima poza al tinei. Aș vrea ca Denisa, dacă se poate, sau cineva de la montaj, să facă acest exercițiu, doar dacă se poate, nu e obligatoriu, și să punem în oglindă imaginea asta cu Isabel Huppert și o imagine cu Kardashian purtând o chestie similară, din acest licra foarte mulat, cu cizma foarte înaltă, tot Balenciaga. Da, ca să vedem... verde, ea. Nu contează, e aceeași tipologie. Să vedem, să înțelegem diferențele, să înțelegem unde începe și unde se termină o durere de cap, să înțelegem ce înseamnă să fii o femeie rafinată, să fii o valoare în industria în care tu activezi, un reper de fapt, un adevărat reper, și ce înseamnă să fii o cocalară ajunsă reper. Nu neapărat printr-o întâmplare, că n-a fost o întâmplare și a fost o întreagă regie acolo și foarte multă muncă, sunt conștient de chestia asta, dar până la urmă egal cu zero.
Pentru că asta este Balenciaga. Asta și-ar fi dorit și Cristobal Balenciaga. De la Balenciaga. Sunt convins, sunt ferm convins de treaba asta. Da, dar ținuta este superbă. Ținuta este adică perfectă. Dacă stai perfectă. Să te uiți, dacă stai să te uiți totuși ce face acest demna, da. Crede-mă, mi se pare foarte bine ce face. Și cumva... Drapajele. Pe foarte modern... Eleganța, exact. Îi dă o notă SF. Nu, îi dă o notă, dar pe foarte modern are ceva din Cristobal Balenciaga. Din bineînțeles că are, dar cu o tentă SF. Cu o tentă SF ceea ce și foarte e foarte modern. Greu. Ceea ce e foarte greu. Foarte greu, deci e foarte trebuie talentat. Trebuie să fii un maestru ca să e faci chestia asta, într-adevăr. E foarte talentat și mie îmi place foarte mult băiatul ăsta. Foarte. Părul, ochelarii, ia, da. Cred că nu mănâncă nimic oricum. E perfectă. Ai să râzi, eu cred că mănâncă. Nu cred că mănâncă. Nici Fania Ardan nu mănâncă. Când era în România Philippe Guy de Saint-Maur, când era, mă rog, Henri Paul în perioada mandatului lui, la o petrecere la Ziua Franței, când a apărut Fania Ardan și a zis Marie-Jean, ia uite-o pe Jean Moreau. Uh-huh. By the way. A văzut-o pe Fania Ardan și a zis, ia uite, e Jean Moreau aici. Da, nu era dragă Jean Moreau, era Fania Ardan. Sincope se întâmplă des, dar se întâmplă. Nu mânca nimic. Nimic. Adică nimic. Nimic. Faniar, da? Nu. Păștea avea o chestie, avea un bol cu salată verde. Și mânca din salata aia verde. Salată verde, goală. Da. Detest salata și oricum, verde. Cum a luat-o ea de la Radisson pe calea Victoriei, singură până la Odeon, pentru că avea spectacol la Odeon, măi, s-a dus singură de la Radisson, băuse, nu știu, cred că 6-7 cupe de șampanie dimineața la 9, era superbă, cu niște bijuterii, cu un râs, era ca o cupă de șampanie, Fania, da? Și a luat-o pe jos, pe Victoriei, până la Odeon. Nu știa nici dracu cine e, cine să știe în orașul ăsta că trece Fanny Ardant. Dacă trecea vreo cocalară, dacă trecea Bianca Drăgușanu, cred că se opreau toate mașinile în fața la Amnar. Când a trecut Fanny Ardant nu s-a oprit nimeni. Asta arată, fetiță, gradul de civilizație unde am ajuns. Aici suntem, aici suntem, îngropați în țopism, aici suntem. Că de-aia mă enervez tot timpul, că nu e o chestie, n-am nimic. Problema mea apare în momentul în care doar aia sunt promovați, doar aia sunt recunoscuți, doar despre aia se vorbește. Atunci avem o problemă. Atunci avem o problemă reală. Habar n-aveau cine e Fanny Ardant și că trece pe calea Victoriei. Și că le-a luminat viața preț de 3 secunde măcar. Mă doare capul. Păi, să te doară capul, domnica. Iris Law, fica lui Jude Law. Ne-a scris, draga Edenisa, în paranteză. Da. Trebuia să știm, este oribilă. Abdomenul la vedere nu-mi place deloc. N-are e niciun proporția. Fel de eleganță. Nu. Sandalele, zici că este o îmbărzăune. Zici că este o barză plecată la ceva. Nu știu, habar n-am. Nu-mi place coafiura asta. Nu vă mai drogați. Cărarea asta pe mijloc cu nouăzecul ăsta profund cocalar mă scoate din minți. Nu mi se pare, nu mi se mai pare nici cool, nici când a apărut nu mi se pare, dar acum cu atât mai puțin. Nici cool, nici fresh, nici modern, nici nimic. Închid-o că e jale. Da. Emilia Tăjovski în nimic, în ea. Măi, eu văd pe Emily Ratajovski, sper că îi pronunțăm bine numele. Chestia asta mi-aduce aminte Lynch de mama Lorei Palmer, care o joacă pe acea poloneză, vecina Lorei Dern, și îi bate la ușă și îi se transformă gura în Polonia, să știți că are ceva fascinant. Eu mi-aș dori să ajung. Ai fost în Polonia? Eu, nu știu, n-am fost. Am fost. Și cum ți s-a părut? Ba da, foarte frumos. Nu știu, are ceva, și Polonia, și de fapt Polonia. Cred că, nu știu, Cracovia, dar și Praga au un ceva foarte, deși n-au nicio legătură, au cumva legături, au ceva foarte misterios, nu știu. Și o văd pe această Emily, care nu știu că e poloneză, habar n-am, așa sună numele, o văd fetiță spărgând familii și cupluri. Nu știu de ce o văd făcând asta. O văd un pericol pentru tații de familie. Da. Asta mi inspiră. Un pericol pentru tații de familie. Da, îți place? Cred că foarte mulți tați de familie de la Cannes s-au pierdut în acest decolte. Am vaga senzație. Da, răspunsul e da, îmi place. Îți place? Eu tot timpul am avut un hotspot și am o feblețe către o mică doză de borfic. Aha. E o chestie la care eu vibrez în continuare, nu știu, părul. Veche. Părul îmi place. E pe vechi, îmi place. Da, e pe vechi, pe un capac are un ceva. Vechi, are un vechi cavalistic propus care mi se pare tonic. Iar micuța cred că e foarte periculoasă. După cum
asta cu capul așa. Are, o mănâncă, e un ceva acolo care agită. Agită tații, mamele, ficii. Ficele, fii, nu știu, ne agită pe toți. Nu era urâtă rochia. Nu. Pe vechi, dar nu, da. Da, și mie, cureaua să știi că o scotea din vechi. Da. O aducea mai în, o scotea din vox și o aducea mai încoa. Mai încoa, mai spre 2000 și ceva. Uite-o și pe draga de Cosmina Stratan în 5 PM. Măi, îmi place rochia. Da. Îmi place rochia, dar și ea seamănă cu Marion Cotillard. Măi, dar toate actrițele românce de la Cannes seamănă cu Marion Cotillard? Da, nu seamănă. Da, aici, ceva. O fi îndrăgostit Mungiu de Marion Cotillard. Da. Și caută numai tipologii care seamănă cu Marion Cotillard. Păi, da, s-o fi îndrăgostit de Marion Cotillard la Cannes. Cancanes, Tantanis. Când erai mică, jucai, mai știi numărător de când erai mică, de la fața? Da. Zi-mi una. Ah. Antante. Dizemane pe. Dizemane antante. Antante. Frumos. Da. Dar ăla mic, de ce stă cu capul în jos? Cine în spatele ei? Un copil? Cred că e un copil care a jucat în filmul. Ea a jucat cu Marion Cotillard împreună în același film. Da. Deci Marion Cotillard joacă în filmul Mungiu. Nu. Ea, Cosmina Stratan a fost acum pentru alt film. A jucat într-un film francezesc. Lângă Marion Cotillard, cu Marion Cotillard. Cristian Mungiu a făcut alt film unde este Macrina. Cât o fi luat? Ce cât o fi luat? Fiu. Cine? Dar nu știu. Cosmina Stratan. O fi luat mult? Nu știu, doamne. Contează. Sună pe ea. Păi nu, dar chiar contează. Catherine Marlon în Zuhair Murad. Ce? Nimic. Mă uitam la bust. Frumoasă. Mie îmi place tot așa, statuie. E foarte frumoasă. Statuie, e frumoasă oricum. E frumoasă superbă oricum. Silueta. Cum arăt ceva de căprioară. Ții minte că i-am și zis la shooting-ul ăla pe care l-am făcut cu el. Iar o desfășurare enormă de forțe. Te-ai enervat, mai ții minte ziua aia. Te-ai enervat, ai trântit acolo cu pungi, te-au apucat dracii. Mai ții minte, te-ai enervat să-și groaznic pe cineva de la păr. Dar ea e prea fină ca să spună că și are o pasiune pentru perii, dar nu vrei. Da, se enervase cumplit, era mândica într-o agitație, a trântit cu niște sacoșe, a aruncat cu o chestie, o enervase opăristă. Știi ce nu-mi plac? Nu pudristă, opăristă. Nu-mi plac cerceii, treci peste, te rog. Nu-ți plac cerceii? Nu, n-aș fi pus nimic la rochie. Nici eu n-aș fi pus. Culoarea asta, griul ăsta, perlă, îmi place. Griul ăsta care e superb, da. Nu cerea bijuterii deloc. Bine, și ea e foarte frumoasă. Și foarte frumoasă. N-aș fi pus cercei deloc. Deloc, nimic. Geanta e foarte bună, mi se pare totul perfect. Mm-hmm. Da, te-ai îmbrăca așa? Parcă nu. Poate că da. Dar când te-ai îmbrăca așa? Dacă mă duce la Cannes. Dar la un revelion te-ai îmbrăca așa? Nu. Dacă ar fi un revelion cu tema covor roșu. Red carpet. Da. Atunci, cu tema preș roșu, mai bine. Tot ca... Nu, asta nu-mi place deloc. Guarav Gupta, da. Guarav Gupta, nu știu, nu... Să știi că... Are ceva de John Collins, are ceva de Dynasty. Da, foarte obzeacă ca o floare, știi că o floare. Și ea! Și e micuța Marlon, merge pe ce spuneam cu tații de familie, cu... No. Ba da, ca tipologie, dragă, nu că a făcut femeia, că nu, și Emily Ratajkowski aia Ratatouille, n-am de unde să știu că a făcut asta. Dar vrei să spun ceva? A luat-o Ratatouille. A luat-o. Că și aia Ratatouille stătea cu număr și cu nu știu ce, dar Ratatouille parcă a luat-o pe Marlon. Aș vrea să văd un meci Ratatouille-Marlon. Aș vrea, pe niște holuri, pe la Martinez, pe la, știi? Pe unde se mai stă, pe la Camp, acolo. Aș vrea să văd un meci Marlon Ratatouille, runda 1. Care pe care? Ar fi interesant, place, doamnelor. Mie îmi place, să știi. Nu știu, are ceva de floare. De floare, o de floare și de grăsime. Are ceva de floare, da. Carla Bruni, nu. În Saint Laurent. E, măi, ți-am spus vreodată că, da, e pisica, e femeia pisica. Și-a făcut ceva la față, da. Că era foarte frumoasă. Era foarte frumoasă, e prea pisica la față, nu contează. Și rochia ce nu-ți place? Mie îmi place ceva la Carla Bruni. Îți place? Da. Și mie îmi place. Și are un borfic, un cote borfic, dar este un cote borfic, ba da, păi, care învizajează o zonă mai elize. Adică nu e un cote borfic tip Palatul Cotroceni. N-aș compara o feiță pe Carla Bruni cu Elena Udrea, să ne înțelegem. Adică unui Sarkozy, altul Elizeu, altul Cotroceniu. Și această tendință, această deschidere prezidențială, îi se potrivește. Uh-huh. Și are un album superb, îl ascultam într-o perioadă, în perioada în care mergeam foarte mult la Green Hours, acum 1456 de ani, când trăia, Dumnezeu să-l ierte, săracul Voicu, care a fost un om splendid. A murit Voicu de la Green, săracu, nu știu dacă știi. Dumnezeu să-l ierte, da. Care a făcut enorm pentru teatrul românesc, enorm.
Cred că cel mai mult pe românesc contemporan el a făcut. El a fost cel care a deschis această portiță. Și ascultam albumul în perioada aia, Carlei Bruni. Nu era încă cu Sarkozy. Mm-hmm. Și am înțeles că și frasul lui Sarkozy, care zice că este un golan, nu vrei să știi ce a făcut până în Sursen, că era toată familia lui, era foarte bine înfiptă în așa. Au făcut niște nenorociri, dar cumva asocierea mi se pare sexy. Și n-are românească, este o asociere care n-are românească. Dar nu, doar că și-a făcut ceva la față care da, și-a făcut bine. Păi de ce? Îmi place culoarea rochiei foarte mult. Da, și rochia îmi place. Maron ăsta șocolată mi se pare pe jersey care o eleganță. Și mi se pare că se potrivește foarte bine cu culoarea părului ei. Ba da, îmi place. Dar mă deranjează și pe mine și te deranjează și pe tine. Ce și-a făcut da, la față? Da, de ce să-și facă? Hai, Domnica, lasă telefonul, că ești în direct, Domnica. Măi, să uită oamenii ăștia la tine! Incredibilă, da. Am uitat în fața noastră, măi, i-a scrollat pe Instagram. I se rupea basca de noi. Da. And Hathaway in Gucci. Bine, la fotofol nu e pe covorul roșu. Da, dar e neterminată, sărata. Da. Nu. Îmi plac ochelarii retro. Da. Dar nu merg cu rochia ochelarii. Aș vedea-o pe Julianne Moore într-unul dintre filmele preferate, The Hours, purtând ochelarii ăștia. Mi se pare că i s-ar potrivi foarte tare. Nu, dar nu place tare. Bustul. Nu-mi place bustul. Rochiei, nu, știi. Și forma rochiei, care este și un forma... A indecis, la fel o mică platformă, la sandale, nu-mi place nici mie deloc. Șaizeacă și cu coafira. O șaizeacă nereușită. Da. Da, ochelarii sunt 60, rochia se vrea șaizeacă. Coafira, dar nu... Uite, tot pe Anne Hathaway. Nu, auzi, dar stai puțin, tu vezi ce scrie aici? Nuba, da. De unde până unde îmi dă mie Nuba mesaje? Arăta clientă Nuba? Sau ce? Dar ce dragă, te duci? Da, nu mă duc. Nu e genul meu neapărat, pot să mă și duc, dar nu mă duc neapărat și nu înțeleg de ce îmi dau mie mesaje. Auzi, zi aici cu Armani Privé. Armani Privé. Nu. Stai puțin. Am mai vorbit despre asta, cred că într-un live acum, într-un material acum 7000 de ani. Mie îmi place la nebunie Armani Privé. Păi și mie, da. Și îmi place la nebunie Giorgio Armani. Superb, și mie. Tot. Și make-up-ul, tot ce face. Și ce a făcut Giorgio Armani în moda masculină este... Superb. Uite, Mircea, care a fost la Cannes cu Marina, că el a montat filmul pentru Cristian Mungiu, și a cumpărat de la Cannes un costum de la Giorgio Armani, măi, Moris, îi venea... Nu, impecabil. Nu știu, roțilie pe viață. Cât a fost, da, cât a fost. Mi-aș lua și eu mult. Nu știu. Mult. Chiar nu știu, jur. Dacă e peste 10, e o problemă. E cum peste 10, Doamne? Nu știu. Păi... Nu e peste 10, nu? Măi, e, atunci e ok. Doamne. Dar superb, adică mă uitam. Smoking. Costum negru, superb. Costum sau smoking? Nu, costum. Costum negru, nu smoking. Costum negru, simplu, dar mă, la tăietura. Da. Cum se vedea. Bine, materialul în poză. E foarte slab, are silueta aia, da, stai puțin da, că... Da, oricum, superb. Da. Costum. Da, deci mie îmi place rochia asta foarte tare. Anne Hathaway îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare. Dar uite, în Gucci nu ți-a plăcut. Nu, dar aici îmi place foarte mult. Da, și mie îmi place foarte mult. Aici asta. Stai puțin, nu are legătură. Ea oricum îmi place că e în Gucci, că nu e în Gucci. Nu mă interesează dar în ce. Dar nu-i venea bine. Nu-i venea bine, nu. Auzi, și are un râs, un zâmbet foarte frumos. Mai are o eleganță, o chestie porțelanată. Aici îmi place, pe Naomi Campbell nu-mi plăcea. Naomi Campbell banghea într-o zonă proastă de oligarhi ruși. Asta banghește într-o zonă elegantă, rafinată, urla New York. De fapt, nu a New York. Da. A ce vreau eu? Da. Maine. Aha. Casa în Maine. Urlă a suburbie americană miliardară. Atenție, nu milionară. Miliardară. Da, e foarte frumos, m-a tatuit. Da. Ei bine, dragă Moris, am terminat și cu Cannes-ul în acest sezon. Să e, să va, să fini? Se fini. Se fini la comedii. Qu'est-ce que tu dis? J'adore faire ça avec toi. On se revoit. On vous adore, on se revoit. À toutes.